E stricat, s-a terminat freonul. Da, este o motorizare de exact o sticlă de 2 litri. Uite, aole, deci poliția. Din ce știu eu, da, sau de ce am mai văzut picoturile de erori de la... Nu știam mai nimic, dar a meritat încercarea. Stați un pic, vă rog frumos, mai ușor. Salutare tuturor, astăzi facem vlog cu Stănelu și cu mașina lui Mercedes A45 AMG. Stănelu, spune în primul rând cu ce te ocupi. Hai să lăsăm mașina un pic mai ulterior. O lăsăm un pic mai ulterior. Deci, în principal, eu sunt programator. Am început cu pasiunea de programator de mic copil, de pe la 9 ani. Am găsit niște cărți de programare pe la maică mea și m-am apucat eu să le citesc la 9 ani. Stai seama cât înțelegeam eu la 9 ani. Bun, nimic, adică. Da, dar gen, ți-a venit o pasiune așa, adică erai pasionat de calculator oricum. Da, adică eram foarte pasionat de calculatoare, mă jucam în continuu, cam asta. Asta vreau să zic, da. E bombă, super. Bun, și pasiunea pentru mașini a apărut... Pasiunea pentru mașini a început cam tot de pe la aceeași vârstă, când m-am apucat de karting și, na, ai mei au făcut o pistă de agrement în Iași. Eu mă duceam mai des pe acolo, mi-a plăcut când era vorba de mașină. Serios? Mai este și pe azi pista? Nu, acum nu mai este, era la Carrefour, era. Ah, dar stai cum am dat și eu acolo, deci... Da. Corect, a fost prima... Bun, și cât de serios ai luat asta cu karting? Adică de la ce vârstă, la ce vârstă te-ai dat și... Am început, cred că pe la 9-10 ani și inițial am participat la concursurile școlare, ca să spun așa, adică erau niște divini, era frasul. Da, corect. Păi asta și la Galiu la mine. Exact. ACR-ul. Corect. E automobil club român. Da. Așa. Și na, mai erau competiții astea interșcolare pentru Palatul Copiilor. Am înțeles, da. Ok, bun. Deci așa ai început și cât de departe ai dus? Adică până la ce vârstă și ce rezultate ai avut sau unde ai participat cel mai? Ultima dată am participat, cred că la vârsta de vreo 16 ani. Ok, deci ai trebuit ceva și ai avut 7 ani în motorsport, 6-7 ani. Am avut, am luat o mică pauză undeva pe la mijloc de vreo 2 ani, dar da. Te-ai ținut cât de vreo, da? În general m-am ținut cam de la vârsta de 90 ani până la... Bun, și te dai înseamnă în competiții naționale, adică prin toată țara te duceai. Da, da. Super tare. Și ai ieșit, care a fost cel mai bun rezultat a tău sau... În general era cam locul 1, locul 2, ca să zic așa. Ah, deci ai avut rezultate foarte bune. Da. Tare, foarte tare. Chiar mișto. Și cum, e pe grupe de vârstă sau cum se împarte acolo? Da, este pe grupe de vârstă și pe grupe de motor. Spre exemplu, ar fi categoriile de copii, bambini, spre exemplu, care ar fi categoria de 8-10 ani, mi se pare că sunt. Ok. Da, și tot categorii în funcție de capacitățile cartului și vârsta. Exact. Adică la fiecare vârstă se împarte în tipuri de carturi după aia. Am înțeles. Foarte tare. Cu motor până în 50 cm cub, după aceea cu motor de 60 cm cub. Și tot așa. Și tot așa. Okay, ajungi până la 125 sau chiar 250, mi se pare că este clasa Z2-ul. Da, ultima categorie sau cea mai mare categorie, ca să spun așa. Dar acolo alea chiar mai tare. Alea trebuie să schimbi viteza, nu? Exact, cu secvențial. Deci ai început cu karting-ul, după aia ai luat programarea, cred că în serios, la 16 ani. Ai început să fii super pasionat de programare, mă gândesc. Da. Bun. Acum uite o chestie foarte interesantă. Programarea a început din momentul în care eu am vrut să-mi creez un server de Metin. Probabil știi jocul Metin. Da, dar tu știi câți bani se fac din servere de Metin sau de știu GTA San Andreas. Știu că am avut și o perioadă. Uite, am făcut, de exemplu, vlog cu Răduc. Răduc gândește că și-a luat e-tron GT, da? E Audi e-tron GT doar din server, nu de Metin, din de Samp, deci de San Andreas. Da. Dar îți dai seama că, adică, că poți să faci enorm de mulți bani. Era trendul pe atunci, într-adevăr, exact. În perioada... Dar și acum merge, adică, și vorbim. Ei, mai puțin, dar încă merge, da. Încă merge. Da, și practic de acolo a plecat pasiunea mea de programare, pentru că voiam să-mi creez eu cel mai șmecher server, să am eu cei mai mulți jucători. Bine, nu cred că te gândeai la bani, atunci cred că te gândeai gen pur și simplu să fii șmecher serverul. Exact, sincer, nici nu știam cum să monetizez prea bine chestia asta. Da. Nu pe aia cu donații, cu da. Eu interesat doar să creez un joc cât mai frumos, un server cât mai plăcut. Corect, și chiar ai făcut asta? Adică chiar ai făcut serverul? Da, am făcut, am avut mai mult, da, îți dai seama ca în orice business, ca să spun așa, la început.
unele au eșuat, altele au mers mai bine. Da, e normal. Am învățat programare pe chestia asta și am aplicat-o mai târziu. Și nu e simplu, cum să faci un server de ăla? Nu e simplu deloc, pe total. Adică ai ceva de muncă cu el. De bine cât e complex să-l faci bine. Stai seama, eu am apucat de programare din pasiune, cum am spus, până la 9 ani și era programare web. Adică nu avea nicio treabă cu programare de servere de mete. Da, 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 înțeles. Stai seama, când a apărut chestia asta cu serverele de mete, nu trebuie să fac o tranziție de, pe partea de web din diferite da, 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 să înveți limba de programare și cum trebuie să faci, da. Nu știam mai nimic, dar a meritat încercarea. Foarte tare. Bun, și ai zis că ai făcut o aplicație, că am vorbit noi înainte și ai zis că ai făcut o aplicație. Da. Cum se cheamă aplicația și cu ce se ocupă? Deci asta, cu asta te ocupi acum? Da, practic. Cu asta mă ocup acum, asta ar fi jobul meu principal sau hobby-ul meu principal în momentul de față. Am o aplicație de fitness numită Shapewiz. Este o aplicație care simplifică conectarea clienților cu antrenorii personali și în același timp simplifică managementul acestora. Adică poți trimite planul de antrenament direct în aplicație, în 5 minute de înregistrare deja poți să trimiți, să inviți și să trimiți primul plan de antrenament ca deci, mai mult să-l folosească. Te ajută foarte tare la conexiunea asta între antrenori și client. Acolo exact, e de fapt. Exact. Spre exemplu, dacă ești în căutarea unui antrenor personal, poți să intri pe aplicație, avem un sistem de căutare în care poți să selectezi regiunea din care... Și ți arată și la ce sală lucrează, presupun, nu? Exact, îți arată și tare. La care lucrează, da. Poți să-i dai mesaje, vezi poze cu el, vezi ce... vezi poze cu el. Da, mișto. Vezi cum face antrenamentul respectiv și mai departe. Vezi recenzii de la alte persoane care colaborează cu acesta. Vezi dacă e serios și așa. Exact. Dar nu cred că mai este ceva asemănător în România, nu? Din ce știu eu în momentul de față, nu. Foarte tare. Cât ți-a luat să faci aplicația? Să spun. Am început development-ul în septembrie anul trecut și undeva acum 4 sau 5 luni a fost beta-ul, să spun așa. Beta-ul în care nu exista aplicația pe App Store, era doar la variantă de web. Da, lacune, ca să-i spun așa. Ok, și după ai îmbunătățit-o și când a fost forma finală? Sau nici acum e tot în beta? Sau care e ideea? Nu, acum nu mai este aplicație deloc în beta, acum este aplicație activă, este pe App Store, pe Google Play, okay. Pe toate platformele deci, posibile. Cine vrea poate să o downloadeze, exact. O să aveți pe ecran acum și link în descriere, tot ce trebuie, ca să puteți să vă downloadați aplicația. Și cum funcționează? Cât de bine funcționează? Câți oameni sunt activi acum? Câți useri ai? Bun, e o aplicație de... la început, îți dai seama, nu cred că ai exact, numai, adică sute de mii. Promovarea a început efectiv de luna trecută, până acum am... avut un fel de closed beta, ca să-i spun, ca să-i spun așa. Nu era chiar closed beta pentru că am rugat anumiți antrenori cu care mă cunosc și alți antrenori abordați pe social media să intre pe aplicație, să o testeze, să îmi spună dacă mai este nevoie de ceva pe ea și practic de abia acum o lună jumătate a început efectiv promovarea și business-ul în sine. Dar ideea e gratuită, adică și pentru antrenori și pentru clienți? Nu. Ok, corect, pentru clienți este 100% gratuită. Ah, și pentru antrenori trebuie să plătească ceva lunar. Da, prețul este o sumă modică 99 de lei pe lună, adică nu este ceva. Da, nu e ceva super, dar adică, și te ajută enorm ca antrenor, adică îți faci practic o agendă completă cu toți clienții, exact, cu tot. Exact. Foarte mișto chestia asta. Nu mai trebuie să scrii pe foaie, erau foarte mulți antrenori care scriau pe foaie. Da, am luni la nu știu cât. Exact. Facem brații. Vai, stai că am pierdut carnetul, n-am uitat caietul, știu că făceam și o sală cu antrenor și mai erau probleme de genul ăsta. Exact. Și practic de aici a plecat toată ideea aplicației, când nu mergeam în sală, vedeam lumea efectiv cum stă și scrie pe foaie. Da, mișto. Totuși, mișto ideea. În 2024 cred că e nevoie de o schimbare. Bom, ok, chestia asta. Cât o costă să o faci? Eu mă gândesc că n-ai lucrat singur, ai mai avut și alții parteneri. Da, nu am lucrat singur, dar... Cât costă o aplicație să faci? Că azi mor de curiozitate de chestia asta. Costurile poate să... Poți să diferi, îți dai seama. Poți să diferi foarte mult, pentru că niciodată nu știi cât care este complex, varianta finală, pentru că tot timpul mai apare ceva pe drum, că uite, parcă aș mai adăuga și chestia asta, parcă aș mai îmbunătăți asta, nu-mi place asta, nu funcționează asta și... De asta nu poți să știi câte ore de muncă, de fapt, exact, că totul se cuantifică în ore de muncă când vorbești. Pentru că așa, inițial, la ideea inițială de la care am plecat, mă gândeam că ok, o terminăm în 3 persoane, în 2 luni, 3 da, luni. Da, da, da. Și popa surpriză pe drum că mai avem nevoie și de chestia asta, mai avem nevoie și de chestia asta. Care nu știm niciunul, niciodată are nevoie de altcineva să o facă. Nu musai, pentru că noi toți eram programatori de meserie cum ar veni, adică știam partea tehnică, doar că au fost chestia de întrebat lumea de ce este nevoie exact.
Corect. Și practic asta a durat cel mai mult, să ne dăm seama cum să formatăm informația respectivă sau cum să afișăm informația respectivă în așa fel încât să fie cât mai ușor de înțeles și cât mai rapid de folosit. Am înțeles. Super tare. Păi, șmecher eu, n-am ce să spun. Și ai câți ani? Asta e curios. 24 fac anul ăsta. Deci, n-ai nici 24 de ani și te-ai propria de aplicație. Asta e șmecherie și mai conduci și bestia asta. Haideți să vei un pic de mașină totuși. Dă un pic de spor plus să auzi măcar. Aici ați fiert. Ați fiert chestia asta. Wow. Bombă mașina. Spune-ne un pic așa ce motorizare avem, câți cai, ce greutate. Este o motorizare de exact o sticlă de 2 litri. Deci, sticlă de 2 litri, 4 de astea. Da, 4 de astea, exact. Așa, 381 de cai, 475 de Nm. O tonă jumate. O tonă jumate, exact. Și 0-100, cred că în 4 și un pic. 4,2 declarat. Acum vedem imediat cât scoate. Bun, dar cum te-ai gândit la A45? Sau ce variante mai avut când ți-ai luat mașina? În ce an, acum cât timp? Deci mașina am achiziționat în 2020 și... Deci ai 4 ani cu ea deja. Da, acum am 4 ani deja cu ea. Plecasem de la ideea, adică, na, de la pasiunea cu karting-ul, am vrut să-mi iau o mașină care să fie sportivă, să aibă și utilitate, să pot să mă descurc cu ea prin oraș, să încap în locuri de parcare, dacă se poate chestii de genul ăsta. Corect, adică să fie prea mare. Exact, dar stai seama, de la pasiunea mea cu karting-ul am vrut să fie ceva cât mai sportiv, nu știu, eu așa mă simt mai bine într-o mașină când e mai sportivă, nu se lasă și eu, nu se lasă pe parte pe alta, parcă, e și mai sigur în primul rând. Da, da, corect. Că orice s-ar întâmpla, știi că virează unde vrei să vireze și la viteze mai mari frânează cum trebuie. Corect. Și am avut mai multe opțiuni. Inițial mă uitasem la Ford Focus RS, mă uitasem la Mustang chiar, mă uitasem la Camaro, deși... Bine, Mustang, Camaro deja săreau, nu puteți să-i folosești iarna, Focus RS nu-i ca asta până la urmă, dă un pic mai de premium, și automat, e un pic altceva. Bun, și câte de pe ea? A fost problema de recenzii, ca să spun așa, toată lumea spunea că mai devreme sau mai târziu o să am probleme cu mașina respectivă și practic nu am vrut. E motorul ăla de 2.3, da, nu știu, eu amesc, e o mașină destul de reușită, dar... Da, e destul de reușită și aia, dar nu e același lucru și până la urmă costa cam cât asta, cât de de-a pe-a? Cât de de-a asta? 38.000 de lei. Bă, și în momentul ăla zicem că luai ăla cu 30.000, cam așa. Ah, okay. Adică nu câștigai super mult, zici, diferența e 8.000, nu cred că face așa de mare diferență cât să nu merită să-ți iei, a clasul ăsta. Și acum uite o chestie foarte interesantă, de ce am preferat mașina asta, pentru că aveam două posibilități, să-mi iau mașina 2017, cum este modelul ăsta, sau să-mi iau 2018 sau 2019. Da. Le-am condus pe toate și am preferat să-mi iau modelul 2017, tocmai din cauza evaporării. Da, asta e normal, că cu cât mașina e mai nouă, cu atât are norme de poluare mai restrictive și se aude mai prost. Și asta face pârpoc-poc de rupi capul. Uite, aolea, trece poliția. Știți prietenii mei. Nino. Ăștia te-au oprit. Ăștia m-au lecuit, nu mai spunem. Am înțeles. Ia mai de niște downshift-uri, așa vreau să mai auzim un pic, un pârpoc-poc-poc. Dar nu-i foarte caldă toba, cred. Nu. Ia când stăteai pe loc, se auzea bombă. În schimb, oricum, primul feeling așa că stă foarte dreaptă pe viraje mașina și totuși nu e extrem de tare pe suspensie, acceptabilă. Da. Nu e exagerat de tare, știi? Adică mă așteptam sincer prima oară să fie mai tare pe suspensie decât e. Are suspensie adaptivă sau nu mereu acurile să fie? Din ce știu eu, da, sau pe ce am mai văzut pe codurile de erori de la... Am înțeles. Tot timpul, nu, la mașina asta este o problemă, deci toată ziua e erori. Un cod de eroare pe ceva pe suspensie, ore un cod de eroare pe... Da, nu, dar așa e la Mexi, deci n-ai ce să faci. Uite, spre exemplu, pe clapeta de evacuare, am niște coduri de eroare în fiecare zi, tot mi apare câte ori și stochează acolo. Deci, nu știu, dar oricum nu mă interesează, mai bine să te deschizi decât închise. Corect, corect. Bine că ai amuzat că ne-am jucat un pic cu butonul ăsta de evacuare, nu face nicio diferență, e acela, e la fel, adică o pui pe sport sau nu o pui pe sport, e la fel. Eu cred că este încercat, eu cred că este confortul sau sportul. Da, 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 mă apare motorul, de fapt. Uite, o chestie interesantă la mașina asta este că vin foarte ușoară. Așa. Dacă fac launch control și aderența nu este suficient de bună și grapează efectul toate patru roți, îți încălzesc ombreajele, da, și îți dă gearbox malfunction. Nu, format pe navigator, la tracțiune față și pe aceea efectiv vezi cum este. Da, ia practic mai mult tracțiune față decât 4x4. Da, e 60-40 mi se pare că. Da, da, da. Ia să vedem. Băi, mâncă, mamă! Băi, dar ce brutale, frate! 4800, dar o scăpat un pic o dată în gol. Da, băi, dar ce tare o tras.
Doamne, ce animală de mașină, frate, ceva incredibil mi s-a părut. Doamne. Doamne, ferește. Deci 148. Hai să mai încercăm o dată, mai întoarcem și mai încercăm o dată. S-ar putea să știi să fie mai eficient așa. Dar nu cred. Nu, 6 secunde fără înainte. 6 secunde. 6 secunde? Da, a luat mult la început să pleci. Da, ești mă dezamăgit. Mamă, lacrimi în ochi. Păi îți dai seama, da, 6 secunde. Mă luam mașină ca să pleci repede. Bun, hai să facem și un switch să trec și eu. Domnul instructor, doamne, domnul elev, v-ați făcut oglinzile? Da, aspect fiect, nu? Stați un pic, mă rog frumos, mai ușor. Adevărul că e bombă, cum se vede pe apare. Deci ultimele 3 vloguri, numai cum ecție să ai mi-am făcut și toate pocnesc. Deci n-ai idee, eu cu M5-ul pe care l-am, cu OPF-ul 2020, nu se aude deloc, îți mor de ciudă. Crede-mă, deja devin frustrat, nu mai invidios, frustrat. Ce fâne bune are, sunt destul de grebi așa. Brembo. Place, trage bine. Trage bine și stă și bine. Mergi bine pe buruza, merită văzută. Merită văzută, da. Fai, dar ce frumos face de vagoane. Nu vin să cred că... dar nu, că n-am ajuns acolo. Deci îmi place cum stă așa, îți dă un pic senzația de carte. Foarte mișto. Nu știu ce viteză am, dar arată... aveam 150, ok. Da, bun, am avut o mică problemă, am mers un pic cu mașina. Nu s-a filmat că era prea cald, dar mai merge motorul, nu-i problemă. Mie îmi place să-i dau. Băi, dar ce frumos se aude, frate, incredibil. Nu, sincer, mă mai șmecher decât focul, serios. Adică chiar mi se pare o mașină și închegat așa pentru 7 ani. Câți kilometri îți pare? 81.000. Bine, aici puțin kilometri, de adevăr, 81.000, da. Parcă zici că nu-i Mercedes, că în general Mercedes-ul pocnește de la 20.000, de la 80.000. Adică la 80.000 trebuie să fie cutie de carton deja. Mi se pare că e foarte închegat, e mai închegat decât GL-ul ăla pe care am primit eu. E mai închegat și decât Evo ăla 63S, care avea ceva 27.000 km, 28.000 km, ceva pe acolo. Place. Și vine așa tot să iei din gaz, să fac pur-pur-pur-pur. Maxim îmi place. Fai. Super. Și dacă eu îi dau acum din patele, nu mi-o trece pe manual, nu? Ba da, stă pe manual, dar nu stă foarte mult, adică dacă uiți tu să schimbi, îți schimbă ea. Moșesc chiar 60% față, 40% spate și nu poți să-i modifici deloc chestia asta. La băieți, probabil se poate. Da. Știu că și modelul nou e la fel, modelul nou mi se pare că 70 față, 30 spate și pe modul ăla de drift devine 50-50. Modelul ăsta nou, de pasă 21 de cai. La capitolul de drift, doar dacă îi zăpadă pe jos, adică n-ai nicio șansă, nu. Modelul nou știi care au ei ceva cu diferențialul ăla pe spate și îți mută puterea de la o rată stângă la o rată dreaptă. Da. Da, ca un modul ăla drift, de fapt, da. Dar bine, de adevăr, nu o simt că este atât de superioare, stă suficient de bine. Dar ce frumos pocnește, frate, este incredibil. Și cât de liniar trage, nu trage să te sperie, trage exact să fie ok, știi? Mi se pare o mașină foarte, foarte echilibrată, foarte reușită. Deci n-am ce să comentez pe tema asta. Chiar o alegere foarte bună. Și acum știi că ai faza că n-am condus modelul nou, dar din cât am simțit așa de clasat în dreapta, nu mi se pare că e mult mai rapid ăla. Măi, teoretic, suta o face în 3.8 modelul nou. Acum, na, de la 4.2 la 3.8, presupun că nu e așa de mare diferență. E într-adevăr, no, no, no. Vreo 10%. Da, schimb, nu e ok. Asta cu, deci asta cu răcitul turbinii, da, cu aer condiționat, nu e ceva noi. Eu cred că ceva nu e în regulă, sincer. Băi, eu am fost cu ea la reprezentanți, că ți-am spus, de chestia asta m-am mirat și eu, că dacă îi dai o leacă mai tare, deja nu... Nu e ok, știi? Na. Acum mi s-a spus că n-ai nicio problemă, că mergi perfect în parametri normali. Da. Ce pot zic eu mai mult? Nu, chiar, sincer, e mult, mult peste așteptări mașina asta. Mi-a plăcut mult mai mult decât mă așteptam să-mi placă. Adică am zis că e a 45, dar chiar e reușită. Mi se pare că mult și peste Golf R. Poate R3-ul ăsta nu e interesant, știi? Asta cu motorul 2.5 am motorul rapid cu Cupra, știi? Da, da. Și într-adevăr, ala e poate mai rapid, se simte mai rapid motorul decât ăsta, e și motor mai mare, dar
respect total oricum o mașină foarte reușită și apreciez că ai făcut vlogul ăsta cu mine. Și eu apreciez că mai ai mașina să conduc foarte mișto. Chiar merită, adică și preț calitate mi se pare o mașină foarte închegată, foarte bine construită, are cam de toate, știi. Acum, vă ziceam, pupă asta mașina în fund, pupă toți ăștia de suite la mine în comentarii, toate mașinile pupi în fund, frate. Păi așa ai făcut și cu Geleo. Dar chiar îmi plac mașina, adică n-am să zic, știi. Adică asta cel puțin chiar bombă. Mașină sport, cu adevărat sportivă și până la urmă mi-ți dai 30.000 pentru 380 de cai în ziua de azi, mi se pare ok. Dacă n-ar avea multe erori, ar fi și mai bine. Cam aici și se termină și vlogul de astăzi și noi revenim săptămâna viitoare cu un alt vlog. La revedere!